Bună ziua, bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune în fotoliul cu ghimbi, aici, în studioul Capital TV. Sunt Adrian Simeon, astăzi îl avem ca invitat pe primarul comunei Pui, domnul Victor Tiberiu Stoica. Bună ziua, domnule primar, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, dumneavoastră, celor care ne urmăresc și toate cele bune. Iată, primar pentru încă 4 ani în comuna Pui, una dintre cele mai mari comune din județul Hunedoara, cu o întindere foarte mare, cu sate, inclusiv pe dealuri, cu tot felul de probleme, dar nu în ultimul rând, cu o tradiție foarte bogată. Dumneavoastră stați acolo la limita cu Momârlanii, cu... nu? Zic bine? Da. Așa. Și mai aveți câteva tradiții interesante acolo la Pui. Una dintre ele este chiar târgul acela de toamnă, de Sfânta Paraschiva, nu? Da. Din comuna dumneavoastră. Știu că unii colegi de-ai mei v-au sunat, v-au întrebat, unii ziceau că cum, domne, se ține târgul de la Pui în plină pandemie, cu restricții, cu tot felul de chestii de genul ăsta. Acum, din ce am putut eu observa, târgul n-a mai fost chiar ca în alți ani, adică n-a mai fost atât de mare din punct de vedere al comercianților, dar el s-a ținut. Și atunci fac și eu pe Gigi Duru și zic, cum, domnule, a ținut târgul în condiții de pandemie, alea. Deci n-a fost la mărimea cea altor ani, datorită la două cauze. Una, vremea care a fost nepotrivnică. A fost rece, a fost potrivnică, da, mai bine zis, cu zi înainte o ploua până noaptea. Și doi, datorită faptului că nu se ține târg de animale, care era sarea și piperul târgului. A, deci, de fapt, tradiția era ca să fie și târgul de mărfuri și... Și de animale, târgul, da. Târgul de animale. Da. Acolo la noastră veneau foarte mulți cu oi, cu oi în mod special. Din nefericire pentru noi, cu atâtea gripe aviare, cu gripă porcină, cu nu știu mai ce, au reușit o performanță de a nu mai ține târguri de animale. Am înțeles. Și atunci a fost deschis doar târgul de, de mărfuri. Da. Bun, celor care se întreabă cum, domnule, s-a ținut târgul, ce le spuneți? Târgul s-a ținut în condiții de pandemie ce e la ora actuală. Adică am oferit celor care nu aveau măști, polițiștii comunitari și persoana de la primărie a fost în permanent în târg, au asistat la bunul mers al lucrurilor și consider că nu s-a întâmplat nimic care să contravine legii. Domnul primar, nu pot să nu vă întreb, târgul ăsta de toamnă de la Pui, din 14 octombrie. Era la un moment dat raiul politicienilor. Niciun politician de la niciun partid nu îl răbda inima și sufletelul să nu vină el, să intre puțin prin mulțime pe acolo. Anul ăsta cum a fost? A fost cineva? A fost vreun câțiva, politician? Câțiva colegi de-ai mei, în rest n-am văzut pe nimeni. A, colegi de-ai noastră de partid? Da. La, așa. Și nu numai de partid, colegi și prieteni. Nu neapărat trebuie să ne raportăm numai la politică. Dacă vine un politician... Dar despre politicien vorbeam. Da, dar dacă vine un politician la târg, el nu poate să participe ca persoană fizică? Nu neapărat că trebuie să scrie pe frunte că e politician? Păi ce vrea să-și cumpere? Ham de cai sau ce? Talangă să-și alege la gând? Nu, să bei o bere, să ia o turtă dulce la copii. Ce știu eu, nu? Da. Nu știu, mă faceți să zâmbesc. Câți politicieni au cumpărat turtă dulce până acum din toți aia care au fost? Nu știu, pe Orban l-am văzut cu un bici și cu o pălărie, mai am și acum imaginile, dar cred că asta se întâmpla acum vreo 2 ani, 3 ani. Cam 2 ani. Ceva de genul ăsta. Da. Dar în rest n-am văzut pe nimeni să cumpere nimic. Ei, acum... De regulă au arici la buzunar politicienii. Ei se plimbă, mă întreabă lumea. Parcă nu cunoaștem lucrurile astea, de ce trebuie să le dezvoltăm acum neapărat acest capitol? Pentru că nu... Nu, v-am spus că urăsc în general politica, chiar dacă fac parte și eu din spectrul ăsta, urăsc datorită faptului că a adus prea multă... Ce? Dezbinare? Prea multe de cazuri oameni, în sensul că au ajuns prieteni buni, oameni rude, să se certe între ei pentru politică.
Și nu știu, în alte părți cum vii, probabil că nu e ca la noi, că la noi toate sunt așa cum sunt la noi, dar nu e bine ce se întâmplă. Toate aceste runde de alegeri, de știu mai ce, lasă urme. Și vedeți unde a ajuns nația asta română. Păi nu știu unde a ajuns. Să nu se mai înțeleagă frate cu frate, de cum alții. De, asta e veche la noi. Nu e așa veche, e de vreo 20 de ani, 25 de ani maxim. Că acum și eu, ca și dumneavoastră, dar în special eu, sunt un pic și mai de dincolo. Și parcă când ne vedeam, ori eram vecini, ori din sat, ori unde munceam, ori ne... Tot ne salutăm. Acum parcă ne-e greu să ne mai salutăm. Păi ne doare gura, nu? Nu știu că ne doare gura sau ne doare altceva, dar în mare parte multe se trag de la politică. Hai, da, domnule, acum nu o să facă politică la țară până și ultimul ultimul Nea Gheorghe, ca să zic așa. Dar de fapt și el a face la birtul satului, la nu se poate să nu există o discuție de genul ăsta. Tot timpul au fost momente de glumă sau poante sau bancuri și vremea lui Ceaușescu au fost bancuri. Bulă, Eternul și așa mai departe, dar parcă nu știu, erau mai altfel. Acum parcă se pune prea multă răutate în tot ce se face. Se pune patima? Păi patima cu răutate tot pe acolo, să amândouă, nu? Depinde, poate, asta cum e pusă. Dar, domnul primaria, spuneți-mi, cum ați ieșit la alegeri? Câte, ce procentați? Acum am trecut atât la alegeri, să păi, normal, trebuie să vă întorc, să vă... Am ieșit bine, deci am ieșit primar din nou, cu peste 400 și ceva de voturi în fața la contracandidatul care a fost pe locul 2 și cu majoritate în Consiliul Local. Deci aveți majoritatea. Da. Am înțeles. 400 a fost greu, fiindcă au trecut ani. Și ce înseamnă? Sunt la al șaselea mandat și vă dați seama, uzura, în primul rând, își spune cuvântul. Așa. Și doi, avem noi întipărit în frunte de multe ori și în mintea noastră, noi vrem schimbare, noi vrem schimbare. Chiar dacă este unul bun sau unul bun, trebuie schimbat. Și astea două lucruri am încercat să le contracarez cât am putut. Și să le explic oamenilor, cetățenilor din comună, că realitatea e cu totul alta. Nu minciunile unora și altora, decât realitățile. Eu am venit cu niște lucruri clare și precise, niște probleme care concură la bunul mers al lucrurilor în comunitatea noastră și nu numai, și bineînțeles că tot timpul am fost alături de ei. Și acest lucru cred că s-a regăsit și s-a văzut și în vot. Bun, câte voturi au fost în total în comuna noastră? Adică câte persoane s-au prezentat la vot aproximativ? Poftiți? Câte persoane au votat? 2350. 2350. S-a apropiat un pic, cu 400 de voturi în față, s-a apropiat un pic. Eu am avut 1300 și vreo 50. 1350, da. 1000 și ceva. Și ceilalți câți ați fost? 2, 3? 4 am fost. 4 ați fost. Da, da. Dar doar 2 au fost principalii competitori, ca să spun așa. Acum toți sunt competitori la urmă, că au mai puțin sau mai multe voturi. Ați fost principalii. Nu, că e și în campionat, e cineva care pleacă din pole position și altul care vine din urmă, ajunge sau nu. Domnul primar, acum lucrurile s-au întâmplat așa cum ați dorit dumneavoastră și echipa dumneavoastră. Aveți încă 4 ani de mandat la pui. Ce urmează în acești 4 ani? Dacă lucrurile merg bine, sensul adevărat al cuvântului, și cei de la guvernare care vor fi după alegerile din decembrie... Dar dumneavoastră cine vă așteptați să fie? Păi eu m-aș aștepta să fie... Pentru prima cu cine vreți? Cine v-ați aștepta? Păi, bineînțeles că cu echipa mea mi-aș dori, dacă se poate, fiindcă de 20 de ani sunt cam tot prin opoziție. Așa. Și nu în sensul că aștept să-mi facă mie ceva în plus față de altcineva, dar poate sunt mai aproape de noi, mai aproape de anumite lucruri. Tot asta sperăm de ani și ani. Vom vedea și acum ce se va întâmpla. Așa, deci dacă va fi bine, ca să vă continuați ideea după... Da, dacă va fi bine, sper să avem multe realizări.
de v-am spus în sensul bun al cuvântului. Și vă dau câteva exemple. Am depus acum vreo 3 luni un proiect de 1 milion de lei pentru iluminat public stradal, proiect care ieri am aflat că s-a aprobat. Pe GAL, pe ce? Pe... pe fondul de mediu. A, pe fondul de mediu. Da. Zilele astea suntem, cred că azi, mâine finalizăm depunerea proiectului pentru alimentarea cu gaz a comunei Poi. Bun, haideți să rămânem un pic la asta cu iluminatul public. Un milion de lei, ce înseamnă asta? Că veți face 200 ce? 200.000 de euro aproximativ, nu să luăm așa și în valută. De euro, că și așa deci unii văd numai se vor schimba un număr de 750 de corpuri de iluminat noi. În adică, toată comuna sau în anumite sate? În toată comuna. Așa. Și 750 de corpuri de iluminat. Scade factura la curent electric? Zic undeva la 80-90%, că ce-a mai schimbat, aproape că reușim să le schimbăm pe toate. Și bineînțeles că pe lângă confortul care îl oferă aceste becuri care le punem cu LED-uri, măi, în primul rând că 4-5 ani au garanție și nu se mai defectează, doamne fer, de alte probleme. Doi, luminozitatea e mult mai bună și consumul mai mic. Deci câștigăm de 2 ori. Păi, asta ar fi logică, nu? Adică păi dacă v-am plăcut să schimbați dacă... ceva, trebuie să aibă și un efect benefic. Bineînțeles. Că, se face economie de... face schimbare numai de dragul se face economie de energie într-un fel și în altul, luminozitate mai bună. Am înțeles. Bun, și cu proiectul cu gazul ce-i? Cu gazul, cred că azi mâine reușim să-l finalizăm depunerea lui, că se depune online. Am înțeles. Și ce urmează? Așteptăm evaluarea, care sigur vă dorea o lună, două, trei, fiindcă la nivel de țară, cred... Sunt foarte multe proiecte. Și sigur așa vor fi multe. Sunt multe asocieri de comunități, fiindcă ca să faci punctajul maxim, îți trebuia să ai minim 3.000 de focuri, minim. Și atunci și noi am avut undeva la 1.500 și ceva de focuri, dar a trebuit să ne asociem. Ne-am asociat cu Calandu, Boșorodu și Romosu ca să putem face o punctajul maxim. Dar nu e cam departe Calandu de dumneavoastră? Dar ce are, că e departe sau aproape, fiindcă sunt metode acum de a transmite bârtiile prin diferite metode. Dar nu neapărat să cere asta cu gazul, cu... Nu. Să trimiți, cum să zic, poștalionul sau cu trăsura sau nu știu ce, nu? Porumbelul. Cu... Exact, nu, nu. Deci nu-i mai... S-au scurtat distanțele. Așa. Ce alte proiecte ar mai fi? La fel lucrăm în prezent, adică continuăm să lucrăm la un proiect mai amplu, adică două, mai bine zis, în care să băgăm, unul, toate drumurile comunale care nu sunt asfaltate, să le asfaltăm sau să le modernizăm unele care sunt asfaltate și sunt deteriorate și altul să luăm toate ulițele și străzile din satele comune, să facem alt proiect, să vedem, poate vom găsi surse de finanțare. Deci vreți să mergeți pe asfaltări? Da, în primul rând, modernizarea drumurilor, căilor de acces spre proprietate. După aceea, el normal ar fi dacă s-ar putea, numai că câteodată la noi e ca la noi, să putem face proiecte integrate. Adică ce înseamnă? Dacă faci undeva un drum, vezi aia, apă și canalizează sau nu? Nu. Atunci bagi apa, canalizarea, după aceea drumul. Dar la noi trebuie să facem în funcție de resursele de finanțare care le avem. Da, adică facem drumul, pe urmă îl spargem. Se mai întâmplă câteodată ce să facem. Păi și de ce se întâmplă așa? Nu, serios, de ce se întâmplă cam așa? Multe adică puneți o întrebare care, păi care e normal. Știți bine, numai că mă întrebați așa ca să aflați din gura mea. Dar probabil. Normal. Fiindcă de multe ori sau de cele mai multe ori nu este o strategie națională bine pusă la punct pentru a face lucrurile în ordinea care trebuie. Păi nu este o strategie sau nu este o voință de cheltuire, păi, cu strategie, responsabilitatea, cu voință, cu responsabilitate, toate la un loc. Că asta e ca și când, nu știu, astăzi construiesc un perete acolo și mâine îl dărâm că am uitat să bag țeava prin el.
Și îl dărâmăm. Și îl dărâmăm și pe urmă facem la loc, așa e în tenis. Da, e destul de ciudat. Ce faceți cu centrul de comună? Reușiți să-l asfaltați, să-l amenajați? Să... Deci centrul de comună e una dintre priorități, dar cum v-am mai spus și de alte dăți și le-am spus și oamenilor, fiindcă a fost unul din punctele, să zic așa, slabele mele, că tot centrul puiului. Da, e adevărat că nu arată cum trebuie. Am și început deja să lucrează la trotuarul, un trotuar de vreo aproape un kilometru din centrul comunei până la gară și urmează și centrul. Dar dacă n-ai cu ce, și doi la mână, sunt foarte multe sate răsfirate, cum a spus la început. A spus că Mombârlan sau ce a spus, nu, daci liberi ai noștri. Daci liberi, păi na, nu știu că... Mombârlan ori daci liberi tot acolo, aha. Da? Adică oamenii care stau la periferia comunii, nu la periferia în sensul că sunt periferici, adică mai departe cel de comune, au mai departe. Au unii dintre ei chiar pe exact, Dalui, satele de munte, satele de munte și cred că și ei aveau acest drept de a avea un drum mai bun. Și atunci toate resursele de finanțare le-am... Da, și ați renunțat să faceți centru de comună. Da, am renunțat la acel centru, fiindcă centrul ăla nu cred că e așa, chiar dăunează confortul nu știu cât. Faceți pietonal acolo, ca Băbăuța, nu glumesc acum. Ce frumos ar fi dacă avea și un loc de o parcare, ce face și o parcare pentru mașini. Fiindcă știți bine, fiecare sâmbătă este târg de țară. Da. La care vine multă lume. Mai mic, da. Și atunci trebuie acele mașini unde au parcate. Da? Doi la mână. Alt loc nu avem pentru parcare, ca să facem o parcare în pui decât acolo. Și atunci trebuie să găsim acele mașini undeva să se parcheze, nu? Plus că fiecare dimineață mai vin oamenii să bea o cafea, să bea un suc, nu știu eu ce. Și trebuie un loc acolo, nu? Și atunci încercăm să îmbinăm utilul cu plăcut, să facem și parcare și un centru cât de cât frumos să fie modern. Bun, acum, la ceea ce se numește centrul comunei Puiși, care e chiar pe drumul național, adică drumul național trece fix prin centrul comunei, da. Nu știu, național, european, cum se numește, DN. Și național, și DN66 și E79. Așa. Deci trece chiar pe acolo, de o parte și da, de alta. Care face legătura între Ardeal și da. Oltenia, sau Jiului Târgu Jiu. Centrul nostru de comună e foarte condensat, în sensul că acolo e primăria, acolo e căminul cultural, acolo sunt magazinele, cam tot ceea ce înseamnă comerț și administrație publică în comună pui acolo, pe o rază da, de da. Câteva sute de metri pătrați. Exact. Și atunci ideea asta cu parcarea pare într-un fel destul de binevenită. Mai ales că, într-adevăr, sunt multe mașini care opresc și am văzut că uneori opresc haotic. Da, și vrem să interzicem să mai oprească tirul și mașini de gabarit mare în centru. Dacă se pune un tir de pe o margine, e blocat totul. Am înțeles. Domnule primar, cu școlile cum stați în comună apoi? Cu școlile, cu actul pentru, de învățământ? Pentru moment... Vis-a-vis de gripă, nu sunt... Așa ai ziceți, gripă la virusul ăsta. Acum asta e la modă, e trend, da. Doamne feri, de mai rău. Învățământul este cum este. Știți foarte bine să vă mai spun eu. Nu, adică mă gândesc dacă copiii aceia care merg la școala generală din Pui, acolo era și internat pe vremuri, da. Mai de mult. Internate au fost și la Pui și la Râu Bărbat. Da. Dacă au condițiile necesare, că mă gândesc că poate o parte din ei fac și ei școala online. Avem trei microbuze care îi aduce, îi duce, dar altă problemă delicată, amestecul politicului în învățământ. Ei au emisiune. De ce vă spun asta? Fiindcă eu am mai zis-o și am așa niște fixuri. Cred că am o experiență de viață. Nu știu, poate cei care ne privesc îmi dau dreptate sau nu, dar aș face felul următor legea. La unitatea administrativă teritorială, care este Puiul sau altundeva, în partea dreaptă primarul se meargă de mână cu șeful de post și în partea stângă cu directorul de școală în campanie. Și acei oameni să fie aleși sau numiți prin dispoziția primarului, fiindcă el lucrează cu ei.
putem să băgăm bani cu nemiluita în învățământ, dacă nu putem să avem și un cuvânt de spus în sensul adevărat de a face lucruri bune. Adică încercați să-mi spuneți că nu aveți o colaborare bună cu conducerea școlii? Nu avem și nu avem. Păi de ce? Ce se întâmplă? Nu mai puneți întrebări, că nu. Păi ba, pun, că asta e meseria mea. Ce se întâmplă, domn primar? Ei nu dau socoteală decât cel de la primărie, numai bani, atât. Păi bun, și altă socoteală. Vis-a-vis de, dacă am văzut, de exemplu, în sfârșitul anului școlar, am trecut sau nu știu mai când, și am întrebat, cum de atâția copii din nu știu cât, sau atâția au luat, sau nu știu ce, au spus că nu e problema primarului. A, vă referiți la examenul de capacitate. Da, au spus că nu e problema primarului. Unde dumneavoastră ați crezut că n-ați avut rezultate bune, da? Da, rezultatele oricum nu sunt bune. Și ne pleacă copiii zilnic, lunar, anual. Adică dumneavoastră încercați să-mi spuneți... Eu mă duc aminte, în 2000, când am ajuns eu primar la Pui, era undeva la 5-600 de elevi. Acum avem sub 300, 200 și... Dar tot aveți mulți față de alte da, comune. Da, 12 state, dar numărul e în scădere drastică. De ce? Merg copiii la școală, la oraș? Nu mai sunt copii. A, nu deci mai una, sunt. Nu mai sunt, doi pleacă la oraș. Dar de ce pleacă la oraș? Păi, de ce puteți întrebarea asta mie, cât și mie asta puteți să-mi dați răspuns? Păi, dar eu nu știu. Vis-a-vis de actul de învățământ. De calitatea actului de învățământ? Da, nu, nu datorită sălii de clase, care asta e mai zugrăvit sau mai nezugrăvit. Cu toate că le-am zugrăvit și anul ăsta toate și am încercat să creăm tot confortul. Sunt trei microbuze școlare care care elevii... Dar școala dimineața arată bine pe exterior, din câte știu eu. Nu știu, da, pe interior mai, cum e. E o clădire care, eu zic că, se poate face școală în ea. Și totdeauna cu ce mi s-a cerut, am pus la dispoziție. Păi bun, și de ce acest act de învățământ slăbuț? De ce aceste... Păi aveți pârghii, domnul primar, aveți inspectoratul școlar, care oricum nu prea are rostul, și asta... Eu v-am mai spus și altă dată și repet acum. Școala ar trebui să fie unitatea, să facă parte nu, dar e normal ca primarul să întrebe, bă, dar de ce din copiii noștri, nu, din comună școala, n-au luat, nu, ar trebui nu școala să-și capacitate. Facă propria ei strategie, nu inspectoratul sau altcineva. Da? Când se dau concursuri sau examene pentru profesor și mai departe, se dă la Pui, nu la Deva. Sau în altă localitate, un fiecare știe. Adică, vă spun un paradox, cu toate că cineva o să mă contrazică. Avem dascăl din Unedoara, poate chiar din Deva sau nu știu de vin la Pui și nu știu vin la Deva să facă școală. Cum vine asta? Păi nu știu, cum vine? Nu, întrebați pe cei în cauză. Doi la mână. Nu credeți că ar fi mai interesant să avem un profesor, bineînțeles, de aceeași valoare din Pui, să predea la Pui și la care părintele unui copil, fiind vecin, când se întrebe, băi, nene Ion, copilul meu învață, ce faci cu el? De ce nu te ocupi de el? Pe când unul străin vine și ia geanta la 1:30, 2, pleacă și chiar îl interesează prea mult sau deloc. Acum e trist ceea ce îmi spuneți dumneavoastră. Puteți? E trist ce păi îmi nu, spuneți este, dumneavoastră. Este realitatea ce vă spun, nu-i păi, trist. Da, asta înseamnă că se întâmplă lucruri grave în învățământ. Păi nu-i numai, și nu numai la Pui, asta nu cred că e numai la Pui. Pui. Nu-i numai la Pui, eu cred că la nivel național păi e exact. Treaba asta. Deci nu că m-ar deranja că dăm acești bani de navetă, sau că, care la fel e, nu știu cum să zic, dar mă rog. Pe mine nu plătește nimeni naveta, de exemplu. Îi dă, dar măcar să știm că dăm niște bani cu folos. Da? Să avem rezultate. Principala condiție ca copiii să învețe să facă școală. Să nu fie diferența asta enormă între școala de la oraș și școala de la țară. Poate nu vă spun nimeni treaba asta, sau unii ocolesc, vă spun. Nu, eu de ce pleacă de peste tot copiii la oraș? De ce pleacă la școală la oraș? De ce? Nu cred că ca să vadă orașul, poți să-l vadă și cu părinții într-o plimbare după amiază sau așa mai departe, da? Că din partea părinților e mult mai greu să ducă copilul oraș, fiindcă cheltuielile sunt altele. Dar pentru copilul lui, ca să învețe totuși ceva, cred că e soluția poate cea mai bună. Da, dar nu toți își permite.
lucrul ăsta. Poftiți? Nu toată lumea își permite lucrul ăsta. Păi nu și toată lumea își permite, care își permit. Fiindcă asta este. Da, e trist ce îmi spuneți acum. Nu. Probabil că aceasta e tristă pentru viitorul copiilor noștri. Cauzele sunt multiple. Acum nu putem spune că cauza principală sunt dascălii. Nu. Cauzele sunt multiple. Pot să fie și programa școlară super încărcată, aiurea, cu tot felul de chestii care nu folosesc în viața unui om sau unui elev niciodată. Lăsați, domnul primar, că și noastră și eu am făcut școală și au fost măcar lucruri de cultură generală cu care am rămas. Da. Nu cred că e mai încărcat acum decât era înainte, sincer. Pot, nu. Că s-ar putea să fie mai facilă este și mai proastă. Este mult mai mult. Probabil că, să vorbim acum de matematică și de română, dar matematica în special, fac în clasa, cred că a treia, a patra, ce făceam noi în a șaptea, poate. Nu mi s-a părut lucrul ăsta și foarte mai e mult mai complex și nu știu dacă intrăm în niște... Da, intrăm în niște lucruri care nu sunt de competență. Da, și eu și... ce le-am cerut, așa, poate mai în glumă, mai în serios, dascălul din comună, de cursul timpului, două lucruri. Când termine unele, poate am cerut mult, poate am cerut puțin, vreau să spuneți mai bine, sau mă analizați. Unu, când termine un elev 8 clase, să știe să scrie și să citească. Și tabla mulțirii. Tabla mulțirii, măcar tabla mulțirii. Și de multe ori să știți că... Termină clasa 12 și nu știu să scrie, să citească. Sunt probleme. Și atunci trageți dumneavoastră concluzia de ce. Din cauza primarului e posibil, din cauza Consiliului Local e posibil, din cauza sistemului stufos de învățământ e posibil, din cauza poate și a dascălui e posibil și atunci toate la un loc. Bun, mai e și dezinteresul copilului, dezinteresul familiei. Nu vreau să mai spun nimic altceva. Eu am mai zis-o și cu alte dăți. Trebuie să fie trei factori care trebuie să concure acolo. Familia, școala și primăria sau OTE-ul, da? Acești trei factori să fie la un loc ca copil al unei familii sau copiii din familiile din comună să meargă înainte. Bun, asta în condițiile în care OTE-ul e interesat, domn primar, că e o vorbă aia cu țara te vrea prost, știți? Nu, am încercat în decursul timpului într-un an de zile la cei care au luat premiul întâi le-am dat bicicletă, cadou. În altul an prime sub diferite forme. Am încercat să-i stimulăm, dar nu știu, se pare că va fi prea mic stimulant. Nu știu. Bun, să mergem mai departe cu administrația publică la PUI, am înțeles. Învățământul e o problemă, așa cum spuneam. E o problemă națională, nu națională, la noi. Națională, nu neapărat, națională doar la, da. Nu neapărat doar la PUI. E păcat că aveam o școală până în 89 super performantă. Ce era așa acolo? Cum era, era și liceu, era... școală profesională, ce era? Poftim? Ce era? Era liceu, școală profesională? Nu, era 8 clase și când terminai clasa 8-a, dădeai examen. Dacă erai mai bun și aveai pretenții, mergeai la liceu, dacă nu la școală profesională. Dar ca să intri la liceu, trebuia să știi carte. Era acel examen de acum, treapta întâi. Acum, am ajuns totuși liceu cum e, problema principală e bacalaureatul, care se ia mai greu. În rest, cred că se poate termina o facultate și fără bacalaureat. Se pot termina și școlile post-liceale fără bacalaureat. Poți să fii asistentă medicală fără bacalaureat, nu e nicio problemă. Deci, odată cu eu, nu că sunt împotriva la aceste școli particulare, poate și au rostul și e bine, dar totuși ceva nu funcționează. Am înțeles. Ce nu mai funcționează în comuna Pui? Ce? Ce nu mai funcționează în comuna Pui? Eu zic că funcționează totul. Păi în afară de învățământ. Și învățământul funcționează, dar poate că nu la turația maximă. A, bun. Atunci ce nu mai funcționează la turația maximă în comuna Pui? Asta o luăm așa. Iată, eu zic că toate... stimați respectatori, ce înseamnă 16 ani de mandat. Să știe, să învârți cum vrei. Eu zic nu, e adevărat. Glumesc. Eu zic că trebuie să funcționeze toate și funcționează toate. Așa. Că sunt anumite lucruri care mai scârție din diferite motive. Că... banul este una, banul este alta, dar în general încercăm ca lucrurile să meargă bine. Vă spun ceva.
și acasă la dumneavoastră ore, n-ați vrea să fie mai bine, n-ați vrea să aveți confortul mai sporit, n-ați vrea să aveți nu știu ce, dar toate în funcție de resurse, da? Păi acum ne întindem când nu e plafonul. Exact. Prima, din nefericire, România a ajuns să întinde peste plafonul. Și de multe ori se iau poate împrumuturi. Pentru ce? Că o țară care nu este stăpână să aibă bugetul ca să-și plătească pensiile, salariile și așa mai departe, are probleme. Să iei împrumuturi ca să plătești pensii speciale, nu mi se pare corect. Așa, am zis poate în ghilimele. Spuneți-le colegilor de la PNL că sunt la guvernare acum. Și toată lumea știe. Zicea colegul dumneavoastră, Rareș Bogdan, că în 30 de zile va elimina pensiile speciale. Un pic, nu un pic, deci nu e așa. Nu e așa. Deci vorbim ceva ce nu. S-a votat o lege pentru impozitarea pensiilor și mi se pare cât de cât corectă felul ei. Zace la Curtea Constituțională de vreo jumătate de an sau de 4-5 luni, da? Și va mai sta probabil până după parlamentare. Nu? Fiindcă cei 9 judecători n-au niciun interes să-i dea, să o discute. Și nu cred că ei o să-și taie propria lor pensie. Bun, acum mie mi se pare ciudat acolo să judeci un... Sau să o impoziteze. Să judeci o astfel de lege de pe urma căreia ai putea beneficia chiar tu, mie mi se pare conflict de interese. Adică credeți că este corect un om din țara asta, nu știu ce-a fi lucrat, ce nu lucrat, să aibă, dacă se măresc cu 40% sau nici dacă nu se măresc, poate și mai puțin, să aibă aproape de 1 miliard în banii vechi sau 20.000 de euro pensie? Mi se pare corect? Mie nu mi se pare corect. Cred că nici în Europa de vest, în condițiile în care sunt țări bogate și țări cu venituri mari, nu cred că există asemenea pensii. Nu cred. De 20.000 de euro. Uite că în România se pare că e posibil să existe. Nu? Adică eu cred așa, e o părere personală, pe lângă faptul că ar trebui să ia pensiile în funcție de principiul contributivității fiecăruia, în primul și în primul rând, iar pensii speciale să fie acolo unde chiar e nevoie și în zonele mai delicate. În rest, nu prea și-au rostul. Da, așa este. Ce părere adică, de câte auzi și eu pe la televizor, că nu, informația nu le avem chiar clare și cum. O mână de oameni care au pensii speciale să fie poate bugetul lor aproape de ceilalți care au pensii ghilimele nesimțite. Da. Nu? Cum comentați rezultatul alegerilor locale în județ? Era previzibil. Păi dacă era previzibil, de ce nu l-a spus colegilor noastre? Păi de ce vă spun asta? Nu. Vă spun așa la rece cum a trecut alegerile și ăsta este. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Un anumit partid are ceva în spate, în urmă, vine de undeva, are o bază de date, are o bază de oameni, are, da? Deci talente care au mai venit mai recent, mai așa, e greu până intră în teritoriu. Plus că sunt partide care au fost atâția ani la guvernare și în decursul timpului și-au creat propria clientelă politică, să zicem. Sau propria structură, să nu zic altfel. Da? Și nu e acel lucru ca un partid care se învințează astăzi și la noi se învințează partidele ca... Nu știu cum. Ca PFA-uri. Da. Ar trebui, în primul rând, eu aș mări pragul la 7-10%. Adică să avem noi 3-4 partide și de ajuns. Mi se pare criminal de mult să dai atâția putere de bani la alegeri. Au fost niște sume colosale. Vă referiți la banii care se întorc pentru contribuții pentru secțiile, sau pentru alegeri? Pentru secțiile de votare. Pentru alegeri. Pentru membrii biroului. La alegeri nu se dau bani la ceva decât la secții de votare, da? Deci, da, stați un pic că se mai întorc și banii cheltuiți în campaniile electorale. Da, aia sunt niște sume fixe care nu... Fixe, nefixe, dar, dacă tragi linie... Dar gândiți-vă și subvenția la partidele politice care iau partidele. Exact. Și atunci se adună bani. Am zis la un moment dat, făceam o autostradă de la Deva la București cu banii în campanie electorale și subvenția la partide. Și cu subvenția la partide. Da. Și atunci, nu.
Eu zic că un partid ar trebui să trăiască în primul rând din cotizația membrilor. Așa e normal. Și din, bineînțeles, din sponsor, da, exact, exact. Da, adică nici eu nu sunt de acord cu faptul eu că prins, eu din impozitele, da, și taxele pe care le plătesc la stat, oră, trebuie să meargă o parte dintre ei la... Eu nu fac parte de niciun partid politic, de ce trebuie să dau din, da, banii mei la... Mi-aduc aminte, cum v-am spus, la 6-le mandat. La ultimele două am avut o cotă de bani care i-am depus în cont la partid și care i-am primit înapoi. Da. Dar până atunci nu i-a dat nimeni bani de campanie sau de alea. Asta e din 2016. Și până atunci au o limită de cheltuit, dar cheltuie dacă aveai, dacă nu te băgai. Da, asta e din 2016. Deci sunt vis-a-vis de asta multe discutat, dar... Așa este. Domnul primar, cum s-au așezat lucrurile în comun apoi după alegeri? Că acolo a fost cu patimă. Totdeauna a fost cu patimă la pui. Așa. Dumnezeu mi-a ajutat, am câștigat. Bun, dar cum s-au așezat între pătimași, ca să zic așa? Să vă zic așa, glumind? Nu, să-mi ziceți dacă, serios. Dacă vă spun așa realitatea, acum dacă mă întâlnesc cu orice cetățean al comunei... Toată lumea v-a votat. Toată lumea m-a votat, da. Și eu nu zic așa ca ei, eu zic ca mine că sunt primarul tuturor și în continuare. Așa și a celor care m-au votat și a celorlalți. Așa este normal. Nu, nu, nu suport sau detest ura și dușmânia care se propagă și care se continuă și după. Și mizeria. Parcă v-am spus înainte de alegeri că am avut o emisiune sau chiar în campanie, vis-a-vis de legiuitură, că nu dă niște legi mai dure vis-a-vis de mizeria asta din campanie. Adică trebuie să există o limită a bunului simț. Nu fiecare să spună ce vrea și cum vrea. Sau poate să spună, dar să răspunde pentru ce spune. Bun, și cum e acum? După ce... Cei care au pierdut, nu le-am văzut ochii până acum. Așa? N-au venit să vă felicită, că așa e frumos. Nu, nu, nu. Era un gest de bun simț, dar probabil că mai este un termen. Nu s-a terminat termenul. Da, da, da. Bun, ce să zic, am ajuns aproape de finalul acestei emisiuni. Mai avem vreo câteva minuțele doar. Ce veți face până la sfârșitul anului în comuna Pui? Va mai exista? La noastră era o tradiție cu concertul de colinde, cu alea. Vrem, nu, da, cred că nu, nu se mai poate face nimic în căminul cultural, că vedeți probleme cu... Da. Nu-i de joacă cu această pandemie. Nici n-a zis cineva că ar fi. Nu e de joacă, fiindcă, cum știți bine, unii policiani ziceau că e o glumă. Eu zic că nu e o glumă și trebuie să avem grijă. Fiecare ce face și cum face. Fiindcă, vedeți, se întâmplă odată și bine. Și cred că cel mai prețios lucru al unui om sau unei familii e viața unui om. Și de sănătatea. Acolo, păi, dacă e viața, e și sănătatea automat, nu? Că s-a mândouă la pachet. Poți să fii și în viață, dar să fii cop de bolnav. Da, dar dacă ești în viață, totul s-a mândouă trăiești, nu? Pe că dacă nu mai ești în viață, nu mai ești și gata, așa, nu? E adevărat că ar fi ideal să fii și în viață și sănătos tot timpul, dar uitați că se mai întâmplă. Bun, deci ce e de făcut? Ce mai faceți în comuna Pui până la sfârșitul anului? Da, e ceva pregătim, de pregătim proiecte pentru anul viitor, pentru sesiunile următoare de... O să vină o nouă sesiune de proiecte europene, probabil guvernamentale, de altul fel. Și în ultimul rând să facem o analiză așa cu nou consiliu local care... cu toate că se schimbă în câteva puncte, nu mare lucru. Așa. Va rămâne 75-80% același care a fost. Să facem o analiză și, bineînțeles, colegii care sunt în opoziție, dacă vrea să fie alături de noi în sensul bun al cuvântului de a face lucruri bune pentru comunitate, îi primim cu drag. Dacă nu, să facă opoziție. Și asta e. Acum nu poți vota împotriva unui hotărâre de consiliu local care vine în sprijinul comunității. Nu e adevărat. Se întâmplă de multe ori. Da? Doar de dragul de a fi Gigi Contra. Domnule primar, ce le transmiteți pe final de emisiunea celor care s-au uitat la noi până în acest moment? Ce se le transmite? Că să aibă
multă, multă sănătate, că e cea mai importantă, să aibă un final de an cât mai bun și mai roditor. Poate ne mai vedem până atunci. Și multă sănătate și bucurie. Și să rămânem oameni adevărați, să lăsăm răutățile la o parte. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Și eu vă mulțumesc. Și vă mai așteptăm și altă dată. Cu mare drag. Stimați telespectatori, Victor Tiberiu Stoica, primarul comunei Pui, a fost invitat la fotoliul cu ghimbi. Vă mulțumesc și noastră pentru atenția acordată. Vă doresc în continuare o zi bună. Sunt Adrian Simon. Rămâneți cu Capital TV, televiziunea pe bune, numai bine.